Salutare copii! Am scris special pentru voi o povestioare de primăvară și ea se numește Ghiocel și Clopoțel și sună cam așa. Undeva, departe, departe, trăia frumoasa zână a primăverii împreună cu copiii ei vestitorii. Împărăția era mare, foarte colorată, gălăgioasă și parfumată. Acolo trăiau diversi slujitori mai mici, mai mari, pe care zâna îi iubea ca pe copiii ei. Ea avea doi fii, Ghiocel și Clopoțel, vestitorii șefi. În fiecare an pregătea o mare petrecere de sosire. Și mai erau doar 7 zile până la sosirea ei în fața oamenilor care o iubeau nespus. Ghiocel! Cheamă tu, te rog, vrăbiuțele! Vreau să le zic ce să cânte pentru spectacol. Dar, mami, mă joc cu fungi acum. Să se ducă Clopoțel! Ghiocel în sus, Ghiocel în jos, mereu doar eu. El stă cu florile lui albăstrui pe covorul de iarbă și fleră toată ziua. Iar eu tot timpul adun vrăbiuțele, închidez furnicile, mătur frunzele uscate și beap de mugurii. Clopoțel ce face? Își aranjează clopoței. Și începu bietul Ghiocel să plângă de ți-era o milă. Ghiocel, vrei să superi pe mama? Spuse mama primăvară și l-alintă pe cap pe micuțul nemulțumit. Vreau, mama, dar aș vrea și eu măcar o dată să fiu primul care vestește venirea ta. Vrăbile cântă frumos, dar zboară de colo-colo și mai supără pe oameni și cu găinațul lor. Furnicile intră în mâncare, iar frunzele uscate le mai mătură și ei. Doar mugurii mă înțeleg, dar ei ajung târziu la petrecere. Taci din gura, Ghiocel! Ești prea mic și plăpând să poți tu să anunți primăvara! Striga dintr-un colț Clopoțel. Până și furnicile sunt mai puternice decât tine! Și începu să râdă cu poftă. Încetați amândoi! Nu am trimis pe niciunul din voi pentru că sunteți prea micuți să mă anunțați! Sunt multe pericole și e încă destul de frig, iar florile voastre sunt prea firave să facă față gerului. Când o să mai creșteți? Deocamdată se descurcă vrăbiuțele foarte bine. Ele se pot adăposti repede când e prea frig, pe când voi o să degerați în pământ. Și atunci furnicile pe cine o să se mai așeze? Sau albinele? Unde se vor adăposti? Clopoțel și Ghiocel tăceau ca peștii, dar în mintea fiecăruia încolțea câte o năzdrăvenie. Ce-ar fi dacă aș fura puțin startul și noaptea asta aș fugi eu primul să anunț primăvara? Își zicea Ghiocel. Dar cum s-o fac? Și cum să nu o supăr pe mama? Și cine ar ghida furnicile? Cine ar dirija vrăbiuțele? Of, și afară e așa de frig! Mă mai gândesc eu. Cum să fac să-i arăt eu mamei că nu sunt un papalapte și că sunt destul de puternic să fiu eu primul care o anunță? Își zise și Clopoțel. Zâna primăvară își pregătea copiii pentru marea petrecere. Era o zarvă în împărăția primăverii de nu te puteai auzi. Albinuțele zburau de colo-colo și zunzăiau. Furnicuțele cărau merinde, vrăbiuțele se pregăteau pentru spectacol. Corul lor nu avea bariton, căci lipsea guguștiucul. Fetelor, știe cineva unde-i zăpăcitul acela de guguștiuc? Nu ne iese cântarea, suntem toate doar soprane și ne trebuie un bariton. Vreți bariton? Aici sunt! Zise ursul amuzat. Nu, lasă că nu avem nevoie, ne descurcăm și fără. Tu tot timpul mori și cânti fals. Doi purici asistau la cearta vrăbiuțelor cu ursul. Nu avea el voce, dar are o blană așa caldă și primitoare.
și nici nu ne-a deranjat cu scărpinatul. Zăpăceală mare, zumzete, roiuri, zboruri, antrenamente, vocalize, țopăieli, decorări și gălăgie cât cuprinde. Marea petrecere avea să vină în curând. Coronițele din muguri sunt gata? Da, scumpă zână! Puii voștri sunt gata de zbor? Știu să cânte? Da, scumpă zână! Băieții mei, Ghiocel și Clopoțel, și-au pregătit florile? Da, scumpă zână! Bine atunci, la culcare toată lumea! Săptămâna viitoare va fi marea petrecere și anunțul meu îl veți face voi cât se poate de bine și frumos. Oamenilor le place spectacolul nostru și nu vreau să-i dezamăgim. Între timp, micul Ghiocel sări gardul împărăției, își luă de saga cu semințe cu el și o zbughi în alergat. Ajunse departe tare, într-un alt loc, la fel de frumos, dar al altei zâne, zâna iarnă. Zâna îl văzu, îl recunoscu și îi spuse: Ce faci aici, mititelule? Te-ai pierdut de mama ta? Hai că te duc eu acasă la ea, dar mâine, că e noapte deja. Când auzi Ghiocel că va fi dus înapoi acasă, fugi de frică să nu o supere pe mama lui că a plecat. Apoi ajunse în împărăția verii. Acolo era așa de cald și bine că i-ar fi plăcut să mai rămână, dar din nou nu voia să fie dus înapoi acasă. La fel întâlni și împărăția toamnei, dar nici aici nu stătu mult și fugi. El doar voia să ajungă primul la oameni să anunțe sosirea mamei lui, zâna primăvară, dar nu știa cum. Se rătăci pe niște meleaguri de care nu știa, dar nu semăna niciunul cu tărâmul oamenilor. Deodată zări casa unei bătrâne. Mânicuțo, știi dumneata unde este tărâmul oamenilor? Colind de 6 zile și nu dau de el. Mă ajuți? E, copile, nu te mai poți încarce la ai tăi. Uite, ai ajuns cam târziu și nu o să rezisti gerului cu floarea asta firavă a ta. Dar dacă mă ajuți să construiesc un cuptor, o să-ți dau o sămânță puternică pe care să te ții. Și când o să vină frigul, tu o să fii apărat și o să poți anunța venirea mamei tale. Micuțul o ajută pe bătrână și primi sămânța magică. Acum începu a colinda mai curajos și fără frică de ceva. În acest timp, Clopoțel fugi și el din împărăția mamei primăvară. Și în drumul lui dădu de împărăția iernii, de cea a verii și de cea a toamnei. Fugi și el din acele locuri, vrând să găsească locul oamenilor, și dădu și de bătrânica misterioasă. Mama e, sunt un biet clopoțel care rătăcește de câteva zile să găsească împărăția oamenilor. Ajută-mă, că sunt fiu de împărăteasă! Bine, bine, da... Am și eu nevoie de ajutor. Ia că am și un cuptoraj de lipit. Mă ajuți? Ce să fac? Păi n-ai auzit cine-s eu? Ba da, pruncule, da. Mâna nu ți-o cădea dacă mă ajuți și pe mine o leacă. Hai, că sunt și eu bătrână, oasele mi-s ruginite. Hai, hai că ți-o dea și eu putere să te duci să anunți veștirea mamei tale. O să ai nevoie cândva de o sămânță magică. Când te-o prinde gerul, n-ai să poți ține tu piept și o să te topești pe picioare. O să-ți revii tu, da, n-o să poți anunța acum primăvara, ci tocmai mult mai târziu. Auzi, mamaie? N-am nevoie de ajutorul matale. Mă descurc și singur. Mie-mi trebuie putere să merg să caut tărâmul oamenilor. Nu mă obosesc eu cu prostiile matale. Auzi la ea, cuptor. Cuptor. Și plecă mai departe. Treceau zile, treceau nopți și Ghiocel ajunse în sfârșit pe tărâmul oamenilor. Aici era o gălăgie exact ca la el acasă, doar că era un zumzet făcut de copii. Copii care se jucau, alergau,
Exact ca mama lui erau mame care băteau covoare, care se îngrijeau de casă, care găteau ceva bun de mâncare. Încă nu mirosea a flori, dar mirosea așa de bine a vanilie și a portocale. Cât de interesant i se păru că erau atâtea arome fără să fie vreo floare înflorită. De-abia atunci își dădu el seama că singurel nu are cum să anunțe sosirea primăverii. Păi cine l-ar fi auzit? Cine l-ar fi văzut? El era așa de mic. Ar fi fost nevoie de gălăgioasele vrăbiuțe. Ce faci aici, micuțule? Te-ai pierdut de-ai tăi? Tu nu știi că eu și familia mea avem spectacol zilele acestea? Eu sunt gerul care aduce flori de gheață la ferești, nu flori parfumate. O să te topești? Eu sunt Ghiocel, fiul zânei primăvară, și vreau să anunț venirea ei. Puștiule, ai venit cam de vreme. Iar eu să știi că mai stau? Soția mea zâna iarnă mai are de împrăștiat fulgi de nea, iar copiilor le place așa de mult. Te-ai grăbit? Mama ta nu ți-a spus că n-ai voie să pleci de acasă? Ba da, dar eu am vrut să fiu primul care o anunță. Bine, uite, uite că nu o să deranjez pe nimeni. Voi împrăștiați fulgii, că și mie îmi plac. Și eu stau cu mințel aici până vine mama. Spectacolul începu. Zâna iarnă prăștea fulgi, viscolul sufla și gerul îngheța. Flori la geamuri apăreau ca din senin. Ce frumos! Își spuse micuțul Ghiocel. Dar uite că nu m-am topit! Bătrâna chiar m-a ajutat! Nu mi-e frig deloc! Ce o să se mai bucure mama când o să vadă că am fost destul de puternic să fac și eu parte din spectacolul iernii. Între timp, Cuchiu Cuvai ajunse și fratele lui, Clopoțel. Dar ce-i cu tine, Ghiocel? Se miră el. Cum de ești aici? Dar cum ai ajuns aici? Dar nu dură mult și micul Clopoțel se topi pe picioare. Era prea frig să reziste. Viscolul sufla cu putere, gerul îngheța de răsputeri, iar micuța floare căzu. Ghiocel îl lua repede și îl culcă sub o frunză. Mami, uite ce e aici! Un Ghiocel! Și înflorit! Dar cum de n-o fi îngheța săracul? A venit primăvara! Copii, a venit primăvara! Era atât de fericit Ghiocel. În sfârșit, a reușit și el să fie primul care să anunțe primăvara. Hei, fetelor! Ia uitați-vă cine e aici! E Ghiocel! Știi cât te-a căutat mama ta? Dar cum de nu te-ai topit? Erau vrăbiuțele. Hei, și Ghiocel început să povestească toate pățaniile lui. Sosește și zâna primăvară. Bucuria era în toi. Acum vrăbiuțele cântau și de bucuria revederii cu fiul zânei. Dar ce e acolo sub frunză lângă tine? Întrebă zâna. E Clopoțel. Și-l țin lângă mine ca să se încălzească și să-și revină mai târziu. Zâna primăvară începu să plângă de bucurie și porunci tuturor să facă o petrecere și un spectacol cum nu au mai făcut vreodată. Albinele dansau, zumzăiau, vrăbiuțele cântau mai duios și mai tare, furnicile aduceau miere, iar bucuria era la ea acasă. Ia uite, mama, au venit și vrăbiuțele! Ce frumos cântă! Și ce de albinuțe! A venit primăvara! Strigau copiii. Peste 7 zile am florit și clopoțel. Hei, ce faceți? Câte ceasul! Dar cum ne-am întârziat la petrecere? Nu ai întârziat, puiule. Ai fost puțin răcit și ai dormit mai mult, zise zâna. Ei, și de atunci, în fiecare an, Ghiocel anunță sosirea mamei lui. Dar de ce așa de vreme, vă întrebați? Pentru că și lui îi place spectacolul iernii și în fiecare an se bucură că face parte din el.